Slăvi să fie Domnul care și astăzi este la cârma Universului. Problema se pune dacă și noi astăzi am fost la îndemâna Lui. În ideea aceasta vreau să ne oprim la doi oameni din Scriptură pentru a vedea ce înseamnă a sluji sau a nu sluji Lui Dumnezeu toată viața. Dumnezeu este caracterizat de statornicie, dar prea adesea oamenii sunt schimbători. Avem multe dovezi, pe lângă cele două cazuri ce le vom aborda în această seară, pentru a vedea ce înseamnă să rămâi sau să nu rămâi credincios lui Dumnezeu, să-i slujești o vreme, să-i slujești cu toată inima, sau nu. Să privim în Sfânta Scriptură la Saul și la Samuel, doi oameni care s-au întâlnit în viața lor, doi oameni care au avut împreună momente bune, dar care au avut și discuții pe tema pe care noi o abordăm acum. Să privim mai întâi la Saul, pentru a vedea tinerețea lui. Nu va fi greu să constatăm din cartea 1 lui Samuel, capitolul 9 la 11, că el a avut calități speciale. A fost dotat de Dumnezeu cu un trup care îi permitea să iasă în fața întregii națiuni. Era viteaz, era înalt. Dumnezeu a rânduit în viața lui niște împrejurări inedite. A călăuzit lucrurile în așa fel încât el să vadă mâna lui Dumnezeu. Și chiar începutul lui în lucrare a fost promițător. După datele existente până la un moment dat, numai Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile dinainte, ar fi putut să spună ce soartă va avea un astfel de om. Dar Dumnezeu lasă la latitudinea fiecăruia să-și decide soarta sub acest aspect, pentru că nimeni nu poate învinui pe Dumnezeu. Dumnezeu nu va fi vinovat și responsabil de greșelile noastre, pentru că el, și vom dovedi aceasta din scriptură, a fost foarte atent cu Saul, a fost drept, i-a dat har, favoare. Citim mai întâi din 1 Samuel, capitolul 9, de la versetul 2. Chis avea un fiu cu numele Saul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel și întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Cunoașteți evenimentul prin care a fost nevoit împreună cu o slugă să străbată câteva regiuni din Țara Sfântă pentru a găsi animalele pierdute ale tatălui său și la propunerea slujii a ajuns în casa lui Samuel, care a fost înștiințat de Dumnezeu cu o zi mai înainte despre venirea acestui tânăr și de la versetul 20, Domnul vorbește prin proroc. Nu te neliniști de măgărițile pe care le-ai pierdut acum trei zile, că s-au găsit. Și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel, oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? Saul a răspuns, oare nu sunt eu beniamit? din una din cele mai mici seminții lui Israel? Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbești astfel? Deodată a fost descoperit atât. A fost poftit la masă, a primit porția cea mare, iar în 10 cu 1 Samuel vorbește din nou în numele Domnului. Nu te unzi, Domnul, ca să fii căpetenii moștenirii lui? Ba da. Apoi, îi dă câteva repere pe care le va întâlni în drumul lui la întoarcerea spre casă, iar în versetul 6 este scris, Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Aici este problema. Dumnezeu este cu noi, dar noi vom face ce cei de găsit de făcut. În același capitol scrie despre felul în care el a fost ales în parați prin sorți și despre felul în care Samuel l-a prezentat, citesc de la versetul 24. Samuel a zis întregului popor, vedeți pe cel pe care l-a ales Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el și tot poporul a strigat, trăiască împăratul. Și 26. Și Saul s-a dus acasă în Gibea, însoțit de o parte din ostaș, ar căror inimă o mișcase Dumnezeu. Adaug și ceea ce scrie în capitolul 11, de la versetul 6, unde Saul intră în prerogativele împărătești, face o mobilizare și apără semințiile de la răsăritul Iordanului de amenințarea amoniților. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. A luat o pereche de boi, a tăiat în bucăți și le-a trimis prin sol în toți ținutul lui Israel, zicând, oricine nu va merge după Saul și Samuel, își va vedea boi tăiați la fel. Groaza Domnului a apucat pe popor care a pornit ca un singur om. Și rezultatul bătăliei este scris în versetul 11. a doua zi Saul a împărțit poporul în trei cete, au pătruns în tabăra amoniților, în straj dimineții și au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiți și nu au mai rămas doi la oaltă dintre ei. Și adaug și versul 15. Tot poporul s-a dus la Gilgal și au pus pe Saul împărat înaintea Domnului la Gilgal. Acolo au adus jerfe de mulțumire înaintea Domnului și Saul și toți oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo. Este momentul cel mai înălțător În care se evidențiază bucuria lui și a celor din jur, împlinirea, mulțumirea. Dar n-au mai fost în viață multe asemenea momente. Unii pornesc, poate de tineri, intră în apa botezului. Moment special, însoțit cu bucurie, cu lacrimi, cu flori. Poate intră într-o anumită slujbă, cântare sau alte le din biserică și te bucuri de ei. Se bucură tot poporul, părinți și toți ceilalți. Dar cine știe ce va fi în viitor? Ce vor face bărbații sau femeile în cauză? Generalizând situația, vreau să citesc din Noul Testament, din epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 3 pentru a vedea că și în nou legământ situația se poate repeta. Pagina 1140, Galaten, capitolul 3, versetele 1 la 5. O, Galateni nechipzuiți, cine va fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos care a stignit Iată numai ce voi să știu de la voi, prin fapt legea ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți? Dacă după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar a suferit voi atât de mult, dacă în adevăr e în zadar. Cel ce vă Duhul și face minunt printre voi, le face oare prin fapt, legea sau prin auzirea credinței? Ați reținut? Au avut o imagine a Domnului Hristos, au avut parte de Duhul lui Dumnezeu, de minuni, au suferit și exista riscul să o sfârșească în firea pământească. Adică în aceeași stare din care au început, ba încă potrivit spuselor Mântuitorului, într-o stare mai rea decât cea inițială. Tot despre aceeași idee citim și în Filipeni, capitolul 2, versetele 12 la 16, Dar de data aceasta subotenționare în sens pozitiv. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Deci, deși Dumnezeu investește în noi și lucrează în noi, deși până la un moment dat poate fi cineva ascultător. S-ar putea că în absența unor mentor spirituale, a unor părinți duhovnicești să se abată. Era o teamă permanentă a apostolului, așa scrie el și corintenilor. Mă tem, scria și celor din Tesalonic, după cum a fost înșelată Eva, să nu vă bate și voi. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul un neam și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume, în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Oamenii aceștia este o trudă fără rezultate. Fac încă o mențiune, noi vorbim despre oameni care încep bine, care au o cunoaștere despre Dumnezeu, pentru că există unele idei teologice conform cărora cine a fost odată mântuit, cine este născut din Dumnezeu, nu mai poate să cadă. Au căzut și îngeri, v-am dat referințe despre Saul, sunt și altele, voi mai pomeni unele dintre ele. Dar, cât despre cei care nici la început nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, aceștia nici nu intră în calcul. Degeaba ar mai face și ei unele fapte bune, degeaba ar mai fi implicat și ei în vreo lucrare. La Dumnezeu lucrurile nu se compensează. Fiecare trebuie mai întâi să-L cunoască pe Dumnezeu, să fie născut din nou. Și după aceea vorbim despre rămânerea în pocăință, mai întâi să fie pocăință. În al doilea rând vreau să privim la bărbatul sau la împăratul lui Israel după ce l-am văzut cum a fost debutul și tinerețea lui. El a avut o viață activă, dar neascultarea a fost crescândă. Și la un moment dat, viața lui a fost marcată de o lepădare al cuvântului lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a lepădat de asemenea. A fost o lepădare reciprocă, am putea spune. Să revenim la cartea 1 Samuel pentru a vedea pentru puțin aceste evenimente. 1 Samuel, capitolul 13. Aici apare prima lui greșeală de la versetul 8. El a primit poruncă de la Samuel să-l aștepte la Gilgal. El a așteptat șapte zile, dar fiindcă profetul întârzia, Saul a zis: Aduceți-mi arderea de tot și jerfile de mulțumire. Și a jerfit arderea de tot. Pe când sfârșea de a aduce arderea de tot, a venit Samuel și Saul a ieșit înainte să-i de bine. Samuel a zis: Ce ai făcut? Saul a răspuns. Când am văzut că poporul se împrăște de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strâns la micșmaș, mi-am zis, filistenii se vor pogorând potriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăsnit și am adus arderea de tot. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va denui. Domnul și ales un om după inima lui și Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce sporuncise Domnul. Poate noi ca oameni l-am fi trecut cu vederea. Sau poate așa întreagă că te-am fi zis, trebuie să fim atent. Nu vi se pare că Dumnezeu și aici și în alte cazuri a fost foarte exigent? Dar nu este scris așa în psalmul 119, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Și totuși, cât de ușor este să găsești motive, să te scuzi, să socotești că circumstanțele au fost de așa natură încât n-aveai cum să nu îndoi puțin, să nu te deplasezi față de o poziție rigidă, legalistă. Dacă ați reținut expresia lui Saul, am îndrăznit, înseamnă că a avut totuși în el o reținere, un prag peste care a trecut. Că omul nu e vinovat atât de mult pentru ce nu știe, dar pentru toate lucrurile care le cunoaște și se abate puțin de la ele, este vinovat. După această neascultare, el a început să slăbească spiritual. Pentru că în capitolul 14 apare un titlu, Vitejia lui Ionatan. N-ar fi fost normal să fie Vitejia lui Saul? Ba da. Dar el nu mai era în aceeași stare. Și după ce oamenii încep să slăbească, devin mai vulnerabili, fac greșeli mai mari. Și în capitolul 15 întâlnim a doua greșeală, Bine, am putea să spunem că și în capitolul 14, în cazul cu Ionatan, el s-a cam pripit, dar în capitolul 15 avem o a doua greșeală mai evidentă, cea care de fapt i-a pecetluit în sens negativ soartă. 15 cu 1. Samuel a zis lui Saul, pe mine m-a trimis Domnul să te ungă împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă dar ce zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalek lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce e a lui. Să nu-i cruți și să omor bărbații și femeile, copii și prunci cămile și măgari, boii și oile. Să nu-i se pară radical o asemenea poruncă. Pentru vremea aceea era dreaptă. Saul a mers, dar scrie în versetul 9 că el și poporul au cruțat pe Agag împăratul și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași, tot ce este mai bun. n a vrut să le nimicească cu desăvârșire, ci au nimicit numai tot ce era prost și nebăgat în seamă. Aici se pare că el a acționat după logică omenească, ca om, a făcut bine. Nu e o greșeală să distruși cei bun. Au omorât numai ce nu mai merita să se mulțească. A vrut să păstreze ceva de rasă și puteau să le folosească, fie pentru jerfe, cum a și motivat, fie pentru ei. Frecvent se întâmplă că noi acționăm după mintea noastră și nu după poruncile lui Dumnezeu. Și ni se pare că avem dreptate. Și considerăm că așa este mai bine. Și totuși, aceste stări, aceste atitudini ne coboară înaintea lui Dumnezeu și nu numai. Ne aruncă într-o deviere de unde ne preia diavolul și ne întunecă treptat, treptat mintea. Aici este problema ascultării și a neascultării în mintea noastră. Dacă lăsăm cum Dumnezeu ne învață sau se interpune înțelepciunea umană, voința noastră, părerile noastre sau ale altora și apoi planul diavolului. Iată ce a zis Domnul de la versetul 10, vorbindu-lui Samuel. Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Oare de câte ori în viață l-am întristat noi pe Dumnezeu pentru greșelile noastre? Nu știu dacă de fiecare dată s-a găsit vreun om pocăit, vreo mamă, vreun tată care se plângă. Un timp oarecare lângă, nevi, lângă vinovăția noastră. Dar atitudinea lui Dumnezeu este aceeași, spune scriptura: că Dumnezeu se mânie, adică nu mai privește cu plăcere. Este deranjat, am putea spune, în fața oricărei abateri, a oricărei necinstiri. Dumnezeu nu este ca și cum suntem noi obișnuiți, poate în țara asta, cu polițiștii sau cu alți oameni de diverse servicii, pentru scăpărmă ușoare să ne ierte. Și doar pentru lucruri grave să ne învinovățească. Dumnezeu este prea sfânt ca să poată tolera stări de vinovăție. Spunea profetul: Ochii lui sunt atât de curați că nu pot să vadă răul. Privind mai departe aici, vă rețin cu versetul 13, unde Saul a zis lui Samuel: Fi binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Iată cum noi ne putem justifica și ne înșelăm. Ne lăudăm singuri pe când orice om ar trebui să-și ia lauda de la Domnul. Dar Samuel i-a spus versetul 19, pentru ce ne-a ascultat glasul Domnului? La care el motivează, am ascultat, dar poporul. A Dumnezeu nu țin scuzele astea, astea nu țin din grădina Edenului și până la nou Eden. Că Eva, că diavolul, că Femeia, că așa e statul, că. Deci nu, la Dumnezeu nu ține să spui, Doamne, am furat de foame. Și i-am zis de nervos ce am fost. Nu ține să spui, și alții fac așa. Astea nu se constituie în probe de apărare. Și din potrivă, să reținem principiul enunțat de Samuel de la versetul 22. Îi plac Domnului mai mult ardere de tot și jerfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jerfele și păzirea cuvântului se o face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căși neascultarea este tot de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Și Saul a încercat ca orice om să scape. Și a zis, am păcat la cuvintele tale. Dar din nou, zice, mă temeam de popor și am ascultat glasul. Acum te rog, iartă în păcatul. Întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Vedeți? Oamenii păcătuiesc, dau o pretenția să facă slujbă mai departe și să fie cinstiți în fața bătrânilor ca Saul. Și nu se poate așa. În asemenea condiții omul nu poate fi reabilitat pentru că cu cele ce le-am spus, nu vrem să lăsăm impresia că dacă am greșit la o mică iotă în interpretare și în trăire, e gata, ne-am dus. Nu așa se pune problema. Problema se pune să consider păcat orice mică vinovăție, să nu te complaci în ea și să te pocăiești repede. Că altfel, vinovățiile se cumulează și, ca și o mică fisură la o barcă, gaura se mărește și ne scufundăm. Nimeni nu va putea spune, fiind pe apă, aia, ce-i o fisură mică. Nu vezi că nu vine apă nici cât pe un robinet care e dat aproape la minim. Nu, nu se poate. Noi știm că legile fizice n-ar permite una ca asta la un vas care stă pe apă, dar nu ne este clar că și spiritual legile sunt așa cum ne scris în Biblie? Întorc o foaie și citesc din capitolul 16 la versetul 14 unde Saul deja apare într-o altă postură. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Duhul acela care venise peste el la început. A plecat de la el și a fost luat în primire de satana. Și din starea asta am avut reveniri, când se cântai trecea, unii ori mai plângea, zicea că nu mai face rău, dar n-a mai putut fi ridicat. Vă rog să distingeți două stări, una de abateri ușoare dar care persistă ani de zile și nu ne pocăim de ele. Asta e foarte gravă. Pentru că starea aceasta poate să ne arunce într-o a doua, în care Dumnezeu ne leapădă, se retrage de la noi și sunt asemenea situații pe teren, oameni care păcătuiesc, comit stări deja grave, dar încă tot mai vin și ei la biserică câteodată, mai dau semne că se pocăiesc, dar sunt iremediabili, irecuperabili. Să generalizăm situația pentru a înțelege cazul mai profund. Citez din Apocalips, capitolul 2 și 3, din cazurile unor biserici care pot fi luate sub mai multe ipostaze. Prima biserică e cea din Efes, o biserică credincioasă, cu dovezi date aici prin Duhul. Dar în versetul 5 se spune, adu aminte, dar de unde ai căzut. pocăiește deși întoarce-te la faptele tale dintre Altfel, voi veni la tine și îți voi lua din locul lui, dacă nu te pocăiești. Cum o asemenea biserică? să ajungă fără Dumnezeu, fără să mai aibă Dumnezeu ceva cu ei, că din moment ce ia sfeșnicul, e gata cu ea. Uitați-vă mai departe la capitolul 3, de exemplu, citesc de la versetul 2. Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri al Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că merge numele că trăiești, dar ești mort. Cei din Efes erau în prima fază. Începuseră să o cam slăbească cu pocăință. Și Dumnezeu îi avertizează. Vedeți că se ajunge într-o a doua fază, fără sfejnic. Aceștia deja ajunseseră cei din Sardes, parte din ei. Erau deja morți, dar numele rămânsese. Organizația funcționa. Biserica se întâlnea, am spune noi. Versul 3. Pentru unii care mai pot fi recuperați, aduți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu vechezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Și la fiecare dintre aceste biserici apare expresia celui ceva birui. Frașii și surori, este o luptă să te menții în pocăință. Este o bătălie de o viață. Și dacă azi pierzi o bătălie, mâine mai pierzi una, cu vremea pierzi războiul. Și s-a dus totul. Nu vrem să speriem pe nimeni, dar nici să lăsăm oamenii liniștiți. Și să spunem doar așa, ca cei din Israel înaintea pieirii, Templul Domnului, Templul Domnului. Nu? Dumnezeu are regulile lui care nu le încalcă pentru noi. Împăratul Saul a funcționat toată viața ca împărat și toată viața s-a luptat cu filistenii, așa a și murit. Raportându-ne la evenimentele din biserică, se poate ca cineva, după ce s-a jucat cu pocăința o vreme, să cadă în stări mai grave, dar să fie la fel de activ, să predice. Mă auzeam recent despre un predicator, nu de la noi din țară, căzut în imoralitate, era păstor și comitetul și bordul de diacon s-au consfătuit și au spus, îi luăm toate drepturile de păstor, dar un drept tot îl lăsăm, rămâne să predice, că predică prea frumos. Sau poate cineva să cânte mai departe, sau Doamne ferește să profețească, dar el să trăiască în stări de păcat, așa ca și Saul, să fie luat în primire de un duh rău, și așa moare. Așa este îngropat și cine știe? Cei cărora Dumnezeu le descoperă. S-ar putea ca imaginea publică să rămână una că este omul lui Dumnezeu. Că e un sud Domnului. N-au rămas atâția ostași cu Saul până la sfârșit? A murit Saul și oamenii tot nu s-au trezit. Că imaginea aceasta este înșelătoare. Vreau să privim în al treilea în la bătrânul Saul, pentru a vedea pe scurt sfârșitul lui de nedorit, de nebănuit la tinerețe, a ajuns să încalce toate valorile care inițial l-au caracterizat, care le-a promovat în țară. A ajuns să se ducă să întrebe pe satana. Iată ce scrie în 1 Samuel, capitolul 28, după ce a vânat an la rând pe David, fără succes, că Domnul l-a crotit, a ajuns într-un moment de secătuire spirituală și scrie aici, în versetul 6 și 7, sau l-a întrebat pe Domnul și Domnul nu a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. L-a abandonat total. Atunci Saul a zis slujitorului lui, căutați-mi o femeie care să cheme morții ca să mă duc să o întreb. Slujitorului lui au zis, iată că în Endor este o femeie care cheamă morți. Cunoașteți acest caz contrariat? Și după ce Saul a primit o veste, a căzut la pământ, spune Scriptura, cât era de lung, a pornit la război. Gândiți-vă dacă am avut entuziasm sau credință. Spune Scriptura, în capitolul 31, versul 3, Saul a fost prins în toiul luptei, iar cașii l-au ajuns și l-au rănit greu. Saul a zis atunci celui ce duce armele, scoate sabia și străpunge-mă, ca nu cumva acești în împrejur să vină să mă străpungă, să-și bată joc de mine. Și astfel au murit amândoi. Privind la o Evidență din Cartea 1 Cronici, capitolul 10, mă adaug o lămurire despre acest împărat care a sfârșit atât de rău. La pagina 432, versetele 13 și 14, Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit. E pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții. N-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât. Nu dorim nimănui un asemenea sfârșit, dar ne autosesizăm și sesizăm pe oricine să vegheze. Generalizând situația, am putea spune că astfel de oameni mai bine nu s-ar fi născut. Asta a spus Domnul Isus despre Iuda. Și a spus că nu-i vorba numai despre El. Mai bine n-ar fi cunoscut calea cea dreaptă. Iată ce s-a întâmplat cu ei în final, spune 2 Petru, capitolul 2. Seamnă că și acest Apostol a văzut oameni care au căzut chiar în prima generație cu toată slujirea apostolilor. Ce să mai spunem, că au fost unii care au căzut, cum este Iuda chiar în timpul Domnului Isus. 2 Petru, capitolul 2, citesc de la versetul 15, după ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și-au urmat calea lui Balan, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legi. Versul 17, oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă. Aici se vorbește despre starea mai... Niște nori, alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărni și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat. De cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robe ai stricăciunii, că și fiecare este robul lucrurilor de care este biruit. Problema luptei și a biruinței. În adevăr, după ce au scăpat din tinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele și starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată și sunt comparați cu o scroafă și cu câinii. Parcă ar fi mai frumos, ar fi fost mai frumos ca după perioada judecătorilor să fie intrat pe tron direct împăratul David. Dar este și un Saul cu un început frumos și cu un sfârșit urât, pentru că n-a biruit, n-a biruit în mintea lui ispitele care au venit peste el, influența diavolului, care cu vreme a ajuns să-l domine. Din ceea ce am citit, că un duh rău a venit, eu cred că Duhul acela care îl ispitise și până atunci, l-a luat în primire de tot. Așa cum zice Dumnezeul lui Cain, păcatul pândește la ușă. Și păcatul acela de la ușă, acela se va instala în casă. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Și să ne păzim și noi și să ne luptăm cu toată râvna. Ca nu cumva cineva să se abată de la Harul lui Dumnezeu. Mai întâi sunt lucruri ușoare, dar cu vremea singula și Și ajungem în stări iremediabile. Oameni care dau semne că s-ar mai scula, dar nu se mai trezesc. De aceea, cei care știu că au în viața lor scăpări mărunte, să caute urgent reabilitarea, ridicarea și Domnul să le întindă o mână de salvare și să se lupte toată puterea, așa cum spune Evrei 12, să se împotrivească până la sânge. Că de fapt, frași și surori, asta e toată realizarea de pe pământ. Tot ce am făcut sunt lucruri pământești care pierd odată cu întrebuințarea lor. Dacă ne-am mântuit, am câștigat totul. Dacă am ratat-o, am pierdut totul. Să privim acum la Samuel pentru a ne încuraja și a rămâne a credincioși Domnului, alipindu-ne de El pentru toată viața. Să asculte și copiii și tinerii la copilăria și la tinerețea lui Samuel. Menționez mai întâi că, deși a fost avantajat datorită părinților, e nașterea lui și copilăria a fost învăluită în multă rugăciune a mamei sale, Totuși, văd la copilul acesta un angajament propriu. Avea ei și el influențe în jurul lui. Că nu întotdeauna a fost așa. Sunt lângă noi și oameni credincioși și sunt lângă noi și oameni stricați, oameni răi. Citez din cartea 1 Samuel. Capitolul 2, de la versetul 17, unde ni se prezintă contextul în care el a crescut la Templu, mai exact la cortul întâlnirii. Tinerea aceștia, e vorba de fiul lui, ei se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat pentru că ne socoteau darurile Domnului. Acolo nu mai exista nicio neprihănire. Era absentă orice etică și orice morală. Și totuși Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un de Apoi scrie de la versetul 26, tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Nimeni să nu dea vina pe împrejurări, cum a făcut-o Saul. Îmi vine minte o familie din alt județ, în care bărbatul, după ce s-a luptat, după ce a primit bătaie pentru credință, după ce a misionat ani de zile, a căzut de la credință. Cu beție, apoi a apucat cu femei, copiii au fost afectați. Deși dintre ei mai sunt câțiva credincioși, unul din ei, a fost credincios într-un mod mai aparte de mic. Din cât știu eu, este deja ordinat în acea biserică. A fost evlavios și nu l-a influențat nici tatăl său, nici frații lui mai mari. A rămas credincios Domnului. Așa îl privim și pe Samuel. Și mă citesc din capitolul 3, de unde, după ce vă reamintesc acele chemări repetate, cât ascultare la el, iată-mă, iată-mă că m-ai chemat noapte, scrie aici, de la versetul 15, Samuel a rămas colcat până dimineața, apoi a deschis ușile casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceasta. Vedeți câteva caracteristici ale lui. Foarte conștiincios, credincios, ce credeți? Un tânăr, un elev sau un alt om după ce lucrează în câmpul muncii, dacă nu e serios, cum spunea Domnul Iisus, dacă n-ați fost în ale altuia, cine vă va da pe cele adevărate? Un astfel de om nici în pocăință nu va avea mari rezultate, dar a avut teamă de el, a avut respect a fost credincios în ceea ce trebuia să facă. Domnul s-a folosit de el după ce ani de zile a trăit în niște condiții nu prea favorabile, chivotul era la filisteni și de abia în capitolul 7 citim despre el, versul 2, că trecuseră 20 de ani, deci Samuel avea vreo 30 și ceva de ani, rămânsese același nu era închinare la templu, pentru că nu mai era chivot acolo, lucrurile erau știrbite, poporul era într-o stare încât fiecare făcea ce îi plăcea, el a rămas credincios, el avea relația lui cu Dumnezeu. Și aici scrie de la versetul 3 despre felul în care gândea el lucrurile. Samuel să întrege casa lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeu străin și în îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Acesta era crezul Lui. Dumnezeu trebuie să-i slujești cu toată inima. Asta cerea Dumnezeu în Vechiul Testament și la fel de valabil a reiterat Domnul Isus când a spus că a iubi pe Dumnezeu cu tot ce ești, cu tot ce ai, realizează ce scrie în toate poruncile. Rămân o viață întreagă credincioși oamenii care se dăruiesc Domnului cu toată inima. Cine slujește Domnului cu rezerve, va avea scăpări și acestea îl pot influența. Avem o inimă întreagă pentru Domnul? Sau ne orientăm, nu? No. Nu este corect. Este o mare greșeală să-ți permiți mici abateri și insist în seara aceasta pe aceste aspecte, pe diferența care e aproape neobservabilă între unii care slujesc cu toată inima Domnului și alții care sunt și ei dăruiți. Dar mai spun câte o minciună, Poate unii mai înșeală puțin, alții poate, nu ne gândim, nu știm, poate mai beau puțin, sau vorbesc poate necuvincios, mă refer la tineri, aceștia vor ajunge cu vremea să cadă în curvie. Nu cei care, ca și eu, au făcut un legământ cu ochii lor să nu-și oprească în dreptul unei fecioare, decât în dreptul aceleia la care se gândesc că va fi soția lor. Vreau să privim acum în întreg ansablu scripturilor, de unde să mai spicuim încă un exemplu în persoana lui Timotei, citind din cea de-a doua epistolă adresată de Pavel, acestui tânăr credincios, capitolul 1, versetele 4 la 6. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălăsluit întâi în bunica ta loi și în mama ta eunice și sunt încredințat că și în tine de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele o inimă fără lucruri ascunse dacă discuți cu un tânăr și el are anumite scăpări, abateri și îl întreb, ești bine? Poți te apropi cu toată inima de cina Domnului, poți. Dar în mintea lui, imediat, se deșiră atunci, se enumeră câteva scăpări. Și dacă l-ai întrebat, poate chiar exact cum l-a întrebat Saul pe Samuel, da, aici n-ai vinovăție. Nu, frate. Cine are o astfel de credință, nu o să-l țină mult. O credință neprefăcută. Să trecem la un al doilea aspect, privind la bărbatul Samuel. Pentru că viața are greutățile ei. Îndrăznesc să spun asta pentru tineri în mod special, ceilalți pot să confirme. nu e greu să fii pocăit la tinerețe, mai cu seamă dacă nu ești nici însurat sau măritat. Poți să slujești cum scrie Pavel cu toată inima, cu Duh și suflet lui Dumnezeu. E greu să te ții o viață întreagă, cu probleme de familie, cu probleme de biserică, cu greutățile vieții, toate, toate în acumularea lor. Sunt valuri care izbesc să testeze rezistența noastră, să se vadă dacă rămâi același. Iată ce vă voi citi despre Samuel, un om a cărui viață n-a fost ușoară. Au avut bătălii cu filistenii. Trebuia să judeci în toată țara. Probleme. Pentru că în aceste condiții trebuie să ne ducem credință. Dacă totul ar fi perfect, nu ar fi niciodată nicio uzură, nicio defecțiune, dacă totul ar fi numai asfalt și drum bun, n-am avea probleme nici cu roții, nici cu direcția, nici cu suspensiile. Dar trebuie să se zgrijești mașina în realitățile date și dacă sunt probleme să o repare. Citesc-o din cartea 1 Samuel, din capitolul 7, versetele 15 la 17, unde scrie despre oficiile sale ca judecător. Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. El se ducea în fiecare an de făcea în conjurul Betelului, Gilgalului și Mițpe și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi se întorcea la Rama unde era casa lui și acolo de pe Israel și a zidit acolo un altar Domnului. Aceasta, cred eu că l-a ținut. Viața lui de rugăciune a fost foarte bogată. În capitolul 8 au început probleme mai mari spre bătrâneți. Copiii lui nu erau drepți în judecăți. Poporul a cerut un împărat îi scrie în versetul 6 că Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau dă-ne un împărat ca să ne judece și Samuel s-a rugat Domnului. A urmat împrejurile cu Saul despre care v-am citit și în capitolul 12 este deja un final al lucrării sale. De aici, Vă citesc vis a -vis de viața sa de rugăciune, ceea ce scrie el de la versetul 20 și evident despre felul în care și-a dus el viața ca să-și duce în pocăință și credință. Samuel a zis poporului, nu vă temeți, ați făcut răul acesta, dar nu vă abateți de la Domnul și slujiți Domnului din toată inima voastră. Nu vă abateți de la el astfel, ați merge după lucruri de nimic, care nu aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. El a făcut distinție clară între ce merită făcut și ce nu merită. A spus, nu, nu vă încurcați cu lucruri care vă pierd. Domnul nu va părăsi pe poporul lui din pricina numelui celui mare, căci Domnul a hotărât să vă facă din voi poporul lui departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi, vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă. Temeți-vă numai de Domnul și sluziți cu și din toată inima voastră. Dar dacă veți face răul, veți pieri voi și împăratul vostru. Iată ce principii a avut el până la bătrânețe. Reamintiți-vă și cum s-a întristat când Saul s-a îndepărtat de Domnul, am avut un moment greu până a fost instalat David ca împărat, dar a trecut cu bine prin toate acestea. Adaug și din Noul Testament, ca să revenim la noi și la situația Bisericii, un cuvânt din 1 Ioan, capitolul 2, de la pagina 1200, unde ni se vorbește despre felul în care putem să rămânem credincioși toată viața. Cred că e scopul cel mai înalt pentru un credincios să-și ducă până la sfârșit mandatul de pocăit. Citim de la versetul 24. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi, ce ați auzit de la început, și voi veți rămâne în fiul și în tatăl. 26. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească că despre voi ungerea care ați primit-o de la el rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Și după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el, după cum v-a învățat ea. Adică Dumnezeu ne unge mintea, ne face discernele ca să putem selecta lucrurile alese de cele care nu merită prețuite, Dumnezeu ajută pe fiecare om, numai El, să rămână credincios, să nu se abată, să reziste. Și acum, copilașul, rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta El, să avem îndrăzneală și la venirea Lui să nu rămânem de rușine și departați de El. Ce frumos va fi în final să fim rămași tot lângă Domnul. Doamne, ajută-ne! Mă uit acum împreună cu dumneavoastră și la bătrânul Samuel, la finalul vieții Lui despre care citim din însăși cuvintele sale din 1 Samuel, capitolul 12. Iată ce a declarat el la pensionarea lui. Samuel a zis întregului Israel, iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-a zis și am pus un împărat peste voi. De acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi, am umblat înaintea voastră din tinereții până în ziua de azi. Noi nu suntem într totul responsabili de generațiile viitoare, au și ele mandatul lor, dar noi trebuie să încheiem cu bine. În tot ce putem să-i ajutăm, că și Saul, Samuel a vrut să lase lucrurile în ordine, el zice apoi de la vârstul iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului lui, cui am luat bou sau cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mite ca să închid ochii asupra lui, mărturisiți și vă voi da înapoi. Haideți să ne facem și noi din când în când câte o asemenea verificare. Să-ți între familie, să discutăm între frați și chiar noi să veghem unii asupra altora și dacă vedem că unii sunt nedrept sau au înșelat sau au păcătuit într-un fel sau altul, nu treceți indiferent pe lângă ei. O mustrare din partea unui prieten valorează mult. El a cerut dreptul ca ei să-l corecteze. N-a fost cazul. Ei au răspuns, nu ne a apăsat, nu ne-ai nepăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. Și el a răspuns, Domnul este martor și unsul lui de asemenea, că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Și ei au răspuns, sunt martori. Oamenii din jurul lor văd mai ușor greșelile de cum le vedem noi. N-ar fi bine să acceptăm corectarea, îndreptarea, mărturisirea, îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Eu în viața mea am constatat greșeli uneori, am încercat într-o anumită măsură să mă îndrept, nu pot să spun asta în mod desăvârșit, dar am zis așa ca fiecare să se gândească pentru sine, în ce măsură se luptă cu greșelile lui? Astfel de oameni care încheie cu bine își merită perii albi. Nu trebuie coborâți în sângerea scalului Ioab. Când a murit Samuel, spune Scriptura 1 Samuel 25 cu 1, tot Israelul a plâns. Sunt oamenii cărora li s-a meritat să trăiască și care, deși mor, vor trăi veșnic. Oamenii care o viață aici la o slujit lui Dumnezeu au o viață veșnic. Sunt oameni pe care spunea profetul, se duc oamenii de bine, pierde cel neprihănit. Era normal să-l plângă. Au fost unii împărați în Vechiul Testament, cărora le s-a dat cinste până la moarte, dar alții pe care nu i-au putut îngropa în mormintele împăraților. Că au fost oameni care s-au bătut de la Harul lui Dumnezeu. Să ne gândim la cele scrise de Apostolul Pavel la finalul vieții lui, în 2 Timotei, capitolul 2. Un alt om care a încheiat cu bine. El îi scria lui Timotei, unul care era o altă generație. Vreau să auziți aceste cuvinte ca din gura unuia care își face testamentul a unui tată pentru copiii săi spirituali și Pavel este și apostolul neamurilor. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus care să judece vii și morți și pentru arătarea și împărăția sa. Provodește cuvântul, sterește asupra lui la timp și de la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, că își va veni vremea și putem... Când oamenii nu vor putea să suferim învățătura sănătoasă și vor gâde la urechile ca să audă lucruri plăcute și vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce ureca de la adevăr, și vor îndrepta spre istorii în închipuite, dar tu, fi treaz! În toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucruri unui evanghelist și împlinește bine slujba! Personal, cred că în vremea aceasta cel mai greu este să reziste cei care sunt implicați în slujbe. Asupra lor se face cea mai mare influență. de către popor, de către diavol, poate familia lor, ei au lupte interne, că dacă diavolul corupe pe ei, să nu uităm că în seara asta noi am vorbit de doi lideri, afecțiunea va fi mult mai mare în popor. Tu fi treaz, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu una neprihănire pe care mi a dat Domnul în ziua aceea, Domnul, judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Oare din cât suntem aici în seara asta, câți vom încheia cu bine? E loc pentru toți să poți să spui în fața gropii, Doamne, atât mi-a fost dat, mi-am făcut datoria, mă culc în pace. Să ne ajute Dumnezeu. În final, privind la cei doi, putem vedea o viață pierdută și o generație slabă privind la Saul. Căci nu s-a ales nimic de el și de toată sprava lui, Spunea înțeleptul în Proverbe 19 cu 16: Cine păzește porunca și păzește sufletul, cine nu vechează asupra căii sale, va muri. Dar privind la Saul, vedem o viață câștigată. O viață care rămâne cu valoare. Și nu-i vorba numai de viața asta. E vorba de cealaltă. Spunea Dumnezeu prin profetul Daniel, mulți din cei ce dorm în în pământului, se vor scula. Și se va scula într-o zi Saul, cel înalt, fostul împărat. Și potrivit spusilor din Daniel, și așa va fi, se va scula pentru o cară și rușine veșnică. Și se va scula Samuel, nu scula de o din îndor. Îl va scula Dumnezeu cu glasul trâmbit în ziua aceea. Și el se va scula pentru viață veșnică. Ne vom înseria și noi. Și acum spune Matei 25, unii la dreapta și alții la stânga. Unii vor primi apelativul, duceți-vă, dar altora le se va spune, veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. E prea mare miza acestei vieți ca să ne jucăm cu ea. E prea mare riscul ca să ne permitem abateri. Nu-i voie să negociem, frași și surori. Chiar dacă alții din jur au făcut modificări substanțiale, unii. Chiar dacă unii glumesc și se joacă cu păcatul. Nu o să ne ajute Dumnezeu să trăim în sfințenie. Luptându-ne în a fi așa cum zice Pavel Roman 13, având în vedere în ce împrejurări ne aflăm, să ne trezim. Că mântuirea mea aproape de noi ca atunci când ne-am crezut. Să ne depărtăm de orice, să fim atenți la firea pământească. Pentru ca să obținem premiul chemării cerești. Un premiu care este o evaluare pentru viața de aici sau o pedeapsă tot pentru viața de aici. Câte vreme trăim este o șansă să o valorificăm în numele Domnului și cu ajutorul Domnului. Amin.